Bună ziua! Bună ziua! Să începem cu o scurtă prezentare despre dumneavoastră și proiectul de care vă ocupați în prezent. Numele meu este Andreea Andrușcă, reprezint agenția Coldwell Banker Unirii. Despre Coldwell Banker cred că deja se știe foarte bine în piață. Acum agenția noastră, sucursala noastră Coldwell Banker Unirii este de 8 ani pe piață și am încercat încă de la început să venim în întâmpinarea cerințelor clienților noștri cu un pachet complet. Fie că a fost vorba de vânzare, de închiriere sau de cumpărare, am încercat să venim cu un aport complet, astfel încât să le ușurăm treaba clienților și să vină toată treaba pe umerii noștri. Și eu zic că am reușit și asta o demonstrează feedback-ul clienților și recomandările pe care le tot primim și cu care lucrăm cu drag. În momentul de față vorbim despre Center Living, proiectul ultimul, de fapt cel mai nou proiect din portofoliul nostru. Center Living este un proiect de 48 de apartamente, de 23 camere, cu locuri de parcare suficiente, adică chiar puțin mai multe decât apartamentele, cu o poziționare excelentă, zic eu. De fapt, noi pe asta ne bazăm, pe poziționarea centrală, chiar ultra-centrală. Sunt 5 minute până în Piața Unirii, 12 minute de mers pe jos, în magazinul Unirea, acces către Carrefour, acces către centrul vechi și toate punctele de interes. Până la urmă, clienții asta caut. Să fie cât mai în centru, ca să se deplaseze cât mai ușor către tot ce interesează. Cărui tip de client se adresează Center Living? Ne adresăm atât utilizatorilor finali, cât și investitorilor în egală măsură. Dacă stăm să facem o comparație, randamentul la închiriere este, zic eu, chiar mai bun față de Bulevardul Unirii. De exemplu, pe Unirii un două camere ca preț ajunge undeva peste 100.000. Aici cel mai scump de două camere ajunge la 89.000, cu tot cu TVA. Și ca și închiriere, prețurile sunt undeva pe acolo. Și din punctul meu de vedere este un plus faptul că proiectul este un bloc nou și până la urmă altfel este interesul pentru un bloc nou, curat, cochet, frumos, cu o poziționare frumoasă, adiacentă, liniștită, decât un bulevard aglomerat și plin de trafic și zgomot. Care sunt tipurile de locuințe disponibile în ansamblu? Avem 23 camere. În mare parte pe etaj sunt 10 apartamente, din care 8 apartamente de 2 camere și 2 de 3 camere. Tipurile de 2 camere sunt au suprafețe variate și astfel și prețurile diferă. La fel și balcoanele sunt diferite, adică sunt apartamente cu balcoane de 7 metri sau apartamente cu balcoane de 12 metri. Avem și apartamente de 2 camere cu terase mari, 36 de metri, 50 de metri. La 3 camere pornim de la o suprafață utilă de 61 de metri cu un balcon de 14 și ajungem la 70 cu un balcon de 15. Care sunt ofertele cu care întâmpinați potențialii clienți? În momentul de față avem oferte atât pentru 2 cât și pentru 3 camere. La 2 camere, la o terasă de 36 de metri și un apartament cu o suprafață utilă de 45. Oferta este de 80.000 cu TVA inclus. Este un apartament foarte drăguț. Este situat la etajul 1 și chiar terasa ți-a ochii, mă rog. La 3 camere avem pentru tipul mare de 3 camere, cel la 70 de metri util și un balcon de 15. Prețul lui de listă ajungea cu tot cu TVA înainte de scăderea TVA-ului la 150.000. În momentul de față, cu tot cu reducerea și oferta pe care o facem, prețul lui ajunge la 135.000. Pentru un 3 camere, în zona asta, e un preț corect și e o ofertă bună. Din punct de vedere al facilităților și al prețurilor oferite, cum vă poziționați față de alte ansambluri? Noi mizăm foarte mult pe poziționarea lui. Apropierea asta de centru ne face să considerăm că suntem un proiect premium,
un proiect căutat. Avem deja din apartamente în satul de construcție s-au vândut undeva la 35% și acum deja ne îndreptăm către 50%, deci oferta deja este limitată. Cu ce preconcepții vin clienții interesați de achiziționarea unei locuințe și cum gestionați aceste situații? Păi știm, în momentul de față clienților le e frică să cumpere în stadiu de construcție. Noi am încercat să începem vânzarea după ce blocul a fost ridicat, după ce s-au pus ferestrele, astfel încât ei au venit și au văzut ceva palpabil. Deja în momentul de față blocul este gata, deci nu mai există teama asta. Și de asemenea au mai fost câteva întrebări la sistemul nostru de parcare Klaus. Nu toată lumea îl cunoaște, nu toată lumea e dispusă să iasă din tipare, dar mă rog, după ce am făcut o explicare mai în amănunt, l-au acceptat și pe ăsta. Ce tipuri de dotări și finisaje se găsesc în ansamblul rezidențial? Finisajele au fost alese, în primul rând vreau să zic că au fost alese de niște designeri, adică nu au fost alese de cineva care nu are idee cum să amenajeze un apartament și au mers pe culori calde, vii și plăcute. Avem parchet Egger, uși de interior Pinum, sanitarele sunt de la Romstal, centrala este Vaiant. Cu ce alte avantaje întâmpinați potențialii clienți? Eu zic că locurile de parcare sunt un mare avantaj, cel puțin pentru zona asta, și la fel și prețurile locurilor de parcare, pentru că am făcut o cercetare de piață și am văzut că se cam cere destul de mult pentru un loc de parcare. Aici un loc de parcare este 5.000 de euro plus TVA și având o poziționare în centru, unde tot timpul există problema locurilor de parcare, aici nu este cazul, pentru că avem mai multe parcări decât apartamente, deci dacă un proprietar are două mașini, cu mare drag poate cumpăra două locuri de parcare. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru? Să vină la vizionări în Center Living, cel mai bun proiect de pe piață, zic eu. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu, la fel și dumneavoastră!